Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre proprietatea fundamentală a unei proporții. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să meargă la piață să cumpere niște struguri. La aprozar găsește următorul afiș. 2 kg de struguri costă 10 lei, iar 4 kg de struguri costă 20 de lei. Ce observa Andrei? Faptul că, cu aceste numere, poate să formeze o proporție, și anume, valoarea raportului dintre preț și numărul de kilograme de struguri este același, adică rapoartele sunt egale, și anume 10 supra 2 este egal cu 20 supra 4. 10 supra 2 cât este? Este 5, la fel ca și 20 supra 4, și reprezintă, de fapt, prețul 1 kg de struguri. Să ne aducem aminte faptul că egalitatea a două rapoarte formează o proporție. Deci, A supra B egal cu C supra D este o proporție, unde A și D se numesc extremi, iar B și C sunt mezii acestei proporții. În cazul nostru, 10 și 4 sunt extremii, iar 2 și 20 sunt mezii. Ce observa Andrei? Faptul că produsul 10 ori 4 este egal cu produsul dintre 2 ori 20. Cu alte cuvinte, produsul extremilor observă că este egal cu produsul mezilor, ambele produse fiind egale cu 40. Aceasta este, de fapt, proprietatea fundamentală a unei proporții, și anume, într-o proporție, produsul extremilor este egal cu produsul mezilor. Deci, dacă avem A supra B egal cu C supra D, unde termenii acestei proporții sunt numere nenule, atunci avem A ori D este egal cu B ori C. Această proprietate acceptă și reciprocă, deci având numerele raționale nenule A, B, C și D, care verifică egalitatea A ori D egal cu B ori C, se poate forma proporția A supra B egal cu C supra D. Dacă exprimăm ambele proprietăți într-una singură, vom avea, dacă A supra B egal cu C supra D, aceasta se întâmplă dacă și numai dacă A ori D egal cu B ori C. Având rapoartele 0,5 supra 1,2 și 10 supra 24, să verificăm dacă acestea formează o proporție. Deci înmulțim pe 0,5 cu 24 și să verificăm dacă este egal cu 1,2 ori 10. 0,25 ori 24 ne dă 12, 1,2 ori 10 este de asemenea 12. Deci folosim proprietatea fundamentală a proporției, înseamnă că putem scrie 0,5 supra 1,2 este egal cu 10 supra 24. Deci am obținut o proporție. Ce observăm? Dacă pe 0,5 supra 1,2 îl amplificăm cu 20, obținem 0,5 ori 20 supra 1,2 ori 20 egal cu 10 supra 24. De 0,5 supra 1,2 este egal cu 10 supra 24. Este proporția noastră. Deci, pornind de la un raport dat, putem să formăm o proporție? Să verificăm dacă și
raportul 35/21, de exemplu, prin simplificarea cu 7, obținem sau nu o proporție. Asta înseamnă că egal mai departe cu 35 împărțit la 7, supra 21 împărțit la 7, egal cu 5/3. Deci înseamnă că 35/21 este egal cu 5/3, deci egalitatea acestor două rapoarte formează o proporție. Deci am observat că prin amplificarea sau simplificarea unui raport cu un număr rațional nenul se obține o proporție. Vă propun să rezolvați următoarele exerciții. Să verificați dacă rapoartele 2/3 și 0,1 perioadă 6/0,25 formează o proporție. Să scrieți o proporție cu termenii 4, 9, 16 și 36. Să amplificați raportul 5/8 cu 5 și să verificați dacă rapoartele formează o proporție. Să simplificați raportul 36/180 cu un număr nenul și să verificați dacă raportul obținut este egal cu raportul 36/180. Succes în rezolvarea exercițiilor! Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!